Inspectoratul Școlar Mehedinți a centralizat rezultatele înregistrate la simularea probelor scrise din cadrul evaluării naționale pentru elevii claselor a 8-a. La acest examen au participat 95% dintre elevi, aceștia obținând un procent de 38,91% la note peste 5. În ceea ce privește rezultatele pe discipline, se constată că procentul notelor peste 5 a fost de 60,53% la proba de limba și literatura română, respectiv doar 28,37% la matematică. După aceste rezultate dezastruoase, Inspectoratul Școlar Mehedinți a măsuri speciale pentru creșterea calitativă a rezultatelor la examenul de evaluare națională din această vară. Vor fi demarate inspecții școlare la unitățile școlare care au înregistrat rezultate slabe. Printre măsurile avute în vedere se numără și implementarea unui program de pregătire suplimentară în regim gratuit în cadrul școlii după orele de curs.